Propoziția numărul 13 din 20.1.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bani cel Mare de Bacău pentru data 25.1.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunei Bani cel Mare de Bacău se convoacă în ședința ordinară în ziua 25.1.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 din Comuna Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Ștefan cel Mare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale închiriere cămin cultural. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special reprezentantului UAT în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău pentru a vota componența Comisiei de Licitație pentru procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale din județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2016 al Comunei Ștefan cel Mare. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2016 al Comunei Ștefan cel Mare. 10. Proiect de hotărâre privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizie de directorul adjunct al Camerei de Conturi și județul Bacău. Și 11. Diverse. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Care e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Punctul numărul 2. Supuneți la vot procesul verbal de la ședința extraordinară care a avut loc în 18.1.2017. Da, supunem la vot ședința asta. Care pentru, împotrivă, mulțumesc. Hai, s-o scăpa primarul, că altfel intrai. Intra la velea, a? Aici, știu, atâta. Nu mai scăpa vreodată. Hai, lăsați. Ce v-aș ruga? Să fim mai operativi, că avem multe puncte cu ordinea de zi. Și așa la 11 eu aș vrea să plec, de-aia am și amânat și vă mulțumesc că ați venit, ați acceptat să veniți la ora 9. Referitor la punctul 1 pe ordinea de zi, privind aprobarea rețelei școlare în Comuna Ștefan cel Mare, știți că în fiecare an Consiliul Local aprobă rețeaua școlară în Comuna Ștefan cel Mare. Și avem ca unitate de învățământ cu personalitate juridică, nivelul de învățământ, școlarizare, limba și predare, adresa, numărul, telefon, fax și mail, care sunt la școala, este școala gimnazială numărul 1, satul Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare. Și ca structuri arondate școlii, școlii gimnaziale, avem școala primară, sat Butinaș, Comuna Ștefan cel Mare, grădinița cu program normal numărul 2 din satul Vișoara, grădinița cu program normal numărul 1 din sat Negoiești, grădinița cu program normal sat Rădeana și grădinița cu program normal satul Butinaș. Deci asta este rețeaua școlară pentru anul școlar 2017-2018 în Ștefan cel Mare. Punem la vot pe votarea numărul 1. Discuții, discuții. Întrebări. Hai, nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2. Avem o adresă din partea primăriei UAT-ului Onești, prin care solicită și aprobarea Comunei Ștefan cel Mare, UAT-ului Ștefan cel Mare, pentru primirea lor în ADIB. Ei nefăcând, nefiind membrii ai ADIB-ului până la această dată. Au hotărâri a Consiliului Municipal Onești pentru aderare la ADIB și solicită și primirea
primărie Ștefan cel Mare, hotărâre pentru dacă este de acord sau nu, ca ei să facă parte din ADIP. Dar nu știu ce am avea... Primăria Onești fiind membru al ADIP-ului. Acum. Noi, da. Acum, da. Membru nou. Și probabil da. Cere solicitarea tuturor membrilor. Deci, cere aprobarea tuturor membrilor din ADIP, tuturor comunilor care fac și orașelor care fac parte din ADIP. O formalitate. Da. Întrebări? Să supunem la vot proiectul hotărâre numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Numărul 2. La punctul 3. Da. Referitor la intrarea comunei Ștefan cel Mare în rândul membrilor susținători a Crucii Roșii. Avem o adresă din partea Crucii Roșii, filiala Bacău, prin care solicită să fim și noi membri ai acestei filiale. Dar asta necesită și o cotizație anuală la Crucea Roșie. Și în funcție de numărul de locuitori al comunei, suma va fi de 2000 de lei anual, cotizație la Crucea Roșie. Și am referit, în caz de unele probleme de dezastre, ceva, deci Crucea Roșie poate interveni, poate să ajute acolo unde cred că e de cuviință că chiar ar fi nevoie. Suma ce nu? Suma. Poate eu. Cine o plătește? Noi, da. Primărie. Da. 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 Nu consiliere. Nu, dar noi. Nu vedea de la oameni sau deci primărie o plătește. Nu, nu. Deci am spus, în funcție de numărul de locuitori al comunei, stabilește o taxă. Sunt doctor Sumă. Președinte la Crucea Roșie este tot doamna Joana, la liderul acesta. Am trimis mașina. Nu știu. Nu știu. Întrebări? Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Mulțumesc. Numărul 4. După cum am discutat în multe ședințe de Consiliul Local, am spus că după ce renovăm căminul cultural, acesta să fie numai și numai slujba cetățenilor comunei. Și am zis noi, să fie pentru organizare de spectacole, pentru închirieri la diferite evenimente, cum ar fi pomeni, aniversări, onomastici, cu metrii, nunți. Acțiuni politice. Conturi. Nu, conturi. Da, uite că, da, e bine, uite că mi-a scăpat. Da, da, aici punem o taxă mare. Nu, să știi. Și nu-ți dați pus și ani președinte, nici nu a ajuns. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, o să umblăm la proiectul de hotărâri și chiar la hotărâre, să punem și acest punct în hotărâre pentru întâlniri diverse. Închirier cu scop politic. Cu atât mai mult decât atât mai bine că se încasează bani. Și am gândit, deci, nu vreau să, n-am vrut să trec peste Consiliul Local, să fac eu de capul meu, să aprob, să fac închirieri de capul meu. Deci să supunem Consiliul Local aprobarea pentru închirieri și a unui, și a unor taxe. Și am gândit, pentru pomeni, un 50 de lei pe zi, nu o să fie, oricum nu o să fie două zile, pentru petreceri prilejuite de aniversări majorate, onomastici, 100 de lei, iar pentru nunți și botezuri, 150 de lei. Și acum, să zicem, și pentru întâlniri cu scop politic, mă gândesc tot în jurul la un 50 de lei. Aici trebuie să... Nu. Și noi suntem în aceeași situație ca și ei. Și noi trebuie să închiriem dacă facem... Cu toate că... Scuze. Întrebări. Cu toate că noi suntem la putere. Păi, asta avem aceea statut aici, Consiliul Local. Dar eu, ce-am spus, dar eu am spus destul de clar. Deci nu trebuie să mai comentăm prea mult. Da, Maria, da. Da, aș vrea să, la chestia cu închirierile, să fie clar. Deci, cred că n-am nimic de obiectat cu sumele. Cum procedăm cu utilitățile? Deci, poate pe timp de vară nu e nevoie de centrală. Dar, iarna,
Consumul cine îl suportă? Curentul cine îl suportă? Păi da, în taxa asta de 50 de lei, de 100 de lei, de 150 de lei. Nu, ar fi cum închiriezi un apartament, îi dai chiria și utilitățile, lumină, gaze, apă. Părerea mea ar trebui să facem o diferențiere. Taxa este taxă. El să-și plătească curentul. Deci, pe indexul de la, deci ai primit astăzi, că dacă stau bine și mă gândesc suma asta de 50 de lei, dacă el vine cu stații, cu boxe și cu tot ce înseamnă curent și așa mai departe, ținând o noapte, s-ar putea să plătească primăria. 50 de lei nu sunt cadrează. Adică ar trebui să facem o diferențiere. Deci taxa este taxă și mi se pare ok, nu este o taxă care poate să o suporte. Păi dar de asta, la botez nu-i cântă muzica, la pomană nu-i cântă muzica. Păi da. Și 50 de lei. Ok. La botez și la nuntă unde-i cântă muzica. Așa, dă 150. Dar nu sunt și nu cred eu consumul mai mult. Eu n-am vrut... Ce-i consum de gaze, da? Eu n-am vrut... Ascultați-mă un pic. E de energie. Ascultați-mă. Eu n-am vrut ca să facem acest căpmir pentru a face profit. Nu, dar în ăștia, spre exemplu, la o nuntă, 150 de lei nu acoperă nici măcar cheltuielile care se fac, domnule. Haideți să luăm asta ca un experiment. Mă, oameni, dar omul dacă face nuntă, nu vine să facă mâncarea acolo, acolo încălzește. Omul își face mâncarea acasă. Asta e tipărerea mea, deci... Eu să vin acum, dar să nu vine nimeni. Domnul primar, deci trebuie să luăm ca un experiment anul ăsta. Și la, deci anul ăsta să trage o concluzie și la anul să spun, dom'le, la aia nu prea se încadrează, aici ar trebui o leacă urcată. Cât ar să piardă în final? O să facem o chestie experimentală, să luăm indexul acum și o să luăm și la... Vedem ce cheltuieli avem până la sfârșitul anului cu căminul cultural. Și o să fac o medie și... Plus că mai e o problemă cu inventarul. Deci trebuie să fie cineva care să răspunde. Asta e, îi predai 20 de trebuie să-ți dea 20. Asta este treaba primăriei, nu este treaba Consiliului Local. Consiliul Local să aprobă închirierea sau nu aprobă și taxele și restul este treaba primăriei. O să fie făcut un contract și în baza unui contract să face să predă vesela, să predă tot absolut. Da. Și poate să angajează curentul, și un director. Deci curentul, spre exemplu, pe căminul cultural au diferențiat. Spre exemplu, căminul are un contor, poliția... Sincer, nu știu acum, dar o să facem treaba asta. O să facem... în ideea în care să facem primărie nouă, atunci nu o să mai fi nicio problemă. Atunci va fi consumul, poți fi căminul numai cu destinația asta și da, va fi tot un corp al instituției, primărie și se face mare, eu cred că o să fie cheltuială așa mare. Eu aș propune aici, la, dacă, supunem pentru mormântări, pentru mormântări, chiar să nu fie nicio taxă, că nu știu cât e, nu știu cât să cheltuie acum. Depinde și cine face acum. Trecem la ce s-a spus, experimental pe 2007, pe s-o mai lungim. Da, ia. Supunem la vot. Proiect de hotărâre numărul 4, cine pentru? Mulțumesc. Este variantă. Dați-mi voie, pe lângă, tot la punctul ăsta. Cum spune domnul Vici, că nicio taxă pentru mormântări. Ia vezi tu, la casele praznicale, nu se plătește o taxă? Și casa praznicală care este parohie. Putem băga... Special pentru așa ceva. Și să plătim tot pentru utilități. Că am putea băga aici, la aniversari, majorate și onomații, și tot 150 de lei. Nu faci acolo, cred că mai mult. Nu ți-a 4 milioane. Intră la fală. Atât au luat Fifi pentru că a făcut pomană. Deci omul a dus tot. Domnul președinte, ai merge pe probleme de ce da, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. La fel, în fiecare an trebuie dat hotărâri de Consiliul Local pentru a plăti această taxă la ADIS. Și pentru noi ne încadrăm la comunele cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori și este 2.000 de lei pe an. E bine așa. Întrebări? Supunem la vot. Mulțumesc. Numărul 6. Da. Proiect de hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ștefan cel Mare în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, care să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Am înțeles că au plecat
două persoane din comisia de evaluare veche, din cadrul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Și acum trebuie completată această comisie cu alte două persoane. Noi îl avem de anul trecut reprezentant în AGA, pe domnul Radu George Hazaparu, și venim cu propunerea ca în continuare să fie tot el să reprezinte Comuna Ștefan cel Mare. Atât? Întrebări? Punem la vot. Proiectul numărul 6. Mulțumesc. Numărul 7. Da, astea sunt niște hotărâri care privesc ADIS-ul Bacău. Proiect de hotărâre, deci expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Județul Bacău implementează la această dată din fondul POSMEDIU proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2019 semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2 POSMEDIU, domeniul major de investiție 1 dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor POSMEDIU, a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ADIS, inclusiv prin hotărârea numărul 212 22.12.2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind aprobată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, Unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrat la Primăria Comunei Ștefan cel Mare cu numărul 301 din 12.03.2017, supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Stau citire propunerii de proiect care spune se aprobă actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău prevăzut în anexă, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare, semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și prezenta hotărâre va fi comunicată cu persoanele nominalizate Consiliului Județean Bacău ca și unitate de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Sorry, da. Întrebări? Da. Deci supunem la vot proiect de hotărâre numărul 7. Care pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cavi, du-te, te rog, și cheamă pe doamna Cofară. Deci, pentru... În față la C1 acolo sunt făcuse un depozit de lucrare de deșeurilor, ceva. Știți cumva, va intra în circuitul ăsta? Nu. Nu. Au adunit platformul cu ce? Nu, acolo selectare selectivă. E o... Selectare inițială. Nu, este, se cheamă... Colectare selectivă. Colectare selectivă, dar n-au autorizație deocamdată. Un om, un om, vrea să caute întâi la operator, să-l pună pe 7 să-i fac. Da, noi ducem cu banii. Cu
Oana, hai. Oana. Oana. Vreau să vă prezint aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2016. La partea de venituri, în sumă totală de 8.513.527,40 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă totală de 8.490.016,51 lei, având un excedent pe total an 2016, 23.510,89. Deci aceasta este execuția exercițiului bugetar pentru anul 2016. Întrebări? Ce întrebări? La urmă. Discuți! Domnul președinte. Aveți cuvânt. Păi nu, nu e. Doamna contată. E o aprobare a exercițiului bugetar conform execuției bugetare de la sfârșitul anului. Când o să vă prezint contul de execuție, atunci o să vi-l prezint detaliat pe fiecare fel de venit, fiecare fel de cheltuială. Sunt hotărâri diferite. O hotărâre de aprobare a exercițiului bugetar și o hotărâre de aprobare a contului de execuție bugetar la anul 2016. Supunem la vot proiectul de numărul 8. Care e pentru? Împotrivă? Obțineți? Vă mulțumesc. Dacă aveam ochelari, dar nu puneam întrebări. Ce dau? Nu. Trecem la celălalt. Aprobarea contului de execuție bugetară. Aprobarea contului de execuție bugetară la secțiunea de funcționare la 31.12.2016. Și o să dau citire atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, pe fiecare fel de venit, pe fiecare fel de cheltuială. Impozit venit din transferul pe proprietate, 10,85.000. Cote defalcate din impozitul pe venit, 350,77.000 lei. Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, 823,49.000 lei. Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, 1,78.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate. Impozitul pe clădiri de la persoane fizice, 39,82.000 lei. Impozit pe clădiri, persoane juridice, 47,48.000 lei. Impozit pe terenuri, persoane fizice, 111,63.000 lei. Impozit pe terenuri persoane juridice, 29,10.000 lei. Impozit pe teren extravilan, 98,82.000 lei. Taxă judiciară de timbru, 4,06.000 lei. Alte impozite și taxe, 23,2.000 lei. TVA-ul. Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate, 1.963,12. Sume din TVA pentru drumuri, 66,3.000 lei. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.091. Taxă pentru utilizarea bunurilor mijloacelor de transport. Impozit pe mijloace de transport persoane fizice, 46,23.000 lei. Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 9,85.000 lei. Venituri din concesiuni, 22,71.000 lei. Venituri din prestări servicii, 37,62.000 lei. Taxe extrajudiciară de timbru, 5,03.000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 50,61.000 lei. Alte amenzi și confiscări ale bugetului local, 26,10.000 lei. Taxa specială,
83,05 lei. Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, 9,21 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, 970,10 cu roșu. Cu minus. Roșu, ce înseamnă? PSD? Nu. Cu minus. Sau Iohannis Duminic. Privat, matalizezi să știi că acolo nu mai balanță. Subvenții pentru încălzirea locuințelor cu lemne, 9,87.000 lei. Subvenții primite din fondul de intervenție, 233.000 lei. Alte subvenții primite de la administrația centrală, 918,13.000 lei. Total venituri pe secțiunea de funcționare, 5.135,73.000 lei. O să dau citirii la cheltuieli, pe fiecare capitol și titlu în parte. La capitolul 51, cheltuieli de personal, 869,26.000 lei. Bunuri și servicii, 373,18.000 lei. La capitolul 54, bunuri și servicii, 13,22.000 lei. La capitolul 55, dobânzi, 24,7.000 lei. La capitolul 56, transferul între unități pentru protecția copilului, 130,9.000 lei. La capitolul 61, ordine publică și siguranță, cheltuieli de personal, 207,03.000 lei. Bunuri și servicii, 46,64.000 lei. La capitolul 65, învățământ. Cheltuieli de personal, 1352,91.000 lei. Bunuri și servicii, 293,3.000 lei. Asistență socială, aici intră tichetele de grădiniță, 7,25.000 lei. Bursii, 8.000. La capitolul 67, cultură, recreere și religie. Cheltuieli de personal, 26,47.000 lei. Bunuri și servicii, 3,88.000 lei. La capitolul 68, asistență socială. Cheltuieli de personal, 27,99.000 lei. Bunuri și servicii, 10.000. Asistență socială, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, 435,45.000 lei. La capitolul 70, iluminatul public, bunuri și servicii, 271,58. Rambursare credit, 60.000. La capitolul 74, protecția mediului, bunuri și servicii, 205,98.000 lei. La capitolul 84, transporturi, bunuri și servicii, 559,78. Rambursare credit, 185. Total cheltuieli cu secțiunea de funcționari, 5.112,52. Excedent al secțiunii de funcționari, 23,21.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. Vărsăminte din secțiunea de funcționari, ceea ce ați văzut în secțiunea de funcționari în roșu, aici sunt în negru, 977,10. Subvenții de la bugetul de stat, 73,84. Finanțare PNDL de la Minister, banii de, la drumul de la Rădeana, 2196,2. Fonduri European de dezvoltare, ceea ce am primit banii de la Buldo Excavator, 130,65.000. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 3.377,79.000 lei. Cheltuieli de dezvoltare, la capitolul 51, 16,80.000 lei. La capitolul 61, ordine publică și siguranță, 16,21.000 lei. La capitolul 65, la învățământ, 77,4.000 lei. La capitolul 67,
361,02 mii lei. La capitolul 70, 135,45 mii lei. La capitolul 84, proiecte cu finanțare UE, 167,66 mii lei. Și tot la capitolul 84, plata de la drumul de la Rădeana, 2602,95 mii lei. Total cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, 3377,49 mii lei. Excedent 0,3 mii lei. Acesta este contul de execuție la 31 decembrie 2012. Poftiți, domnule. Doamna Oana, la secțiunea dezvoltare aici, mă plec repede la cultură, religie și recreere. 361. Defalcat, cum vedeți acolo, au fost făcute. Da. O să spun în mare, că nu am cifre exacte. Mare. Deci, o parte este la căminul cultural, ceea ce s-a făcut modernizare, parcare la căminul cultural, ceea ce s-a dat la biserici, la Vișoara, la Vișoara, la Negoiești, la Negoiești. Și cam atâta. Deci acum cu toții auzim că s-a dat la Vișoara și Negoiești, 2016, da? Corect? Da, s-au auzit și alte sate în 2007. Nu, cu totul... Negoiești și Vișoara. Nu. Să mai găsim alte sate. Da. Se poate schimba și Bogdana și Rădeana, sau Rădeana Vișoara, Rădeana Butinaș. În viitor. Sau Bogdana Ștefan cel Mare. Da. Sau numai Ștefan cel Mare. Sunteți în minoritate, sunteți puțin. Eu zic să așteptăm întâi cifrele de la buget, ca să vedem ceva. Sper că o să vină ceva și acolo. Nu? Sper. Deci dat la parcare biserici. Parcare biserici. Parcare de la căminul. Parcare morți, da. Parcare virgulă biserici. 380. Atât două capitole avem acolo. Da, e capitolul 67. Care așa se cheamă? Cultură, recreere și religie. Îmi fac dată, să ne vedem. Da, chiar te rog. Spaștim. Mai sunt întrebări? La Muricoare... Domnul Mateș. Domnul Mateș. Da, mulțumesc. Aveți cuvânt. Da, mă contabil, fiți amabil, domnule. Spune, domnul Mateș. La venituri. Da. Și în casă, comparativ cu anul trecut, stăm pe plus sau... Da, s-au făcut încasări, dar nu, într-un... Cam 67%. Mai bine ca anul trecut, dar nu cum ar fi trebuit. Da, deci nu dar cum ar fi trebuit. Foarte greu să încasează. Da, da. Știți de ce am întrebat? Că știu că... Cam 67% s-au încasat din veniturile... Da. De aia că... Constatate. Comparativ cu anul trecut, sau 2015, de fapt, 2016 a venit cu reglementarea aceea că nu plătești apa, nu poți să te achizi celelalte impozite, să dă... Și sigur, că sigur cu metoda asta a adus bani și din impozit de terenul și celălalt, da. Nu, cu încasările nu ne putem lăuda că stăm foarte bine. E rău că nu se mai poate merge la poarta omului. Acum totul este pe calculator, nu poți să duci la poarta omului să-i mai faci încasări, să-l mai tragi din mâini cu aleacă, să-l mai sensibilizezi să plătească. Da. Care vrea să vină, somați. Somați, da. Somați, popriți. Procedura e foarte greu. Pe ca să faci o poprire, o poprire trebuie să faci o grămadă de timp. Copiul, somații, judecătorii. Îi trimiți înștiințare, îi trimiți somație și după aia faci titlul executor. Da, mulțumesc. Da, și asta faci la pensionar. Apropo, aici, bine, mă bag și eu în seamă să spun așa, cu amenzele astea, dacă am plătit, dacă plăti numai amenda respectivă, am auzit discuții, să nu mai plătească, deci, cu penalitățile astea, mai veni, că sunt s-o mai cam mari și tot nu prea vin. Cum? Da. Păi, dar da, putem face rabat de la legi? Întreb, am întrebat. Da. Muncă, folos comunității. Păi, așa, multe dosare la amiez făcute la judecătorie pentru transformarea în muncă în folosul comunității. Sunt care vor. Scăpăm de balastul ăla. Da. Da.
Avem deja venite multe hotărâri de. Sunt chiar și Bogdan care m-a întrebat de. Pentru că știu este un balasul și la buget. Deci el amenziile da, este parca, este că să face de partiția bugetului la venituri. Ministerul de Finanțe vede că tu ai acolo din casat. Și avem mulți. Și posibil să venim șapte și să ce zici, băi, casat și așa de tale și după aia vii să-ți mai dau și eu. Mai sunt întrebări? Trebuie să punem la vot. Proiect de hotărâre numărul 9. Care e pentru? Care? Cheamă-și lasă că îi spune oameni. Deci până vine luminița, ceea ce ai spus tu de biserici, să vedem și alte sate. Trebuie văzut și s-a început și un lucru început trebuie și terminat. Că degeaba dacă ai început un lucru și nu l-ai finalizat, se deteriorează. Deci la Negoiești este început o casă prazicală, ceea ce la Ștefan cel Mare am făcut, este casă prazicală, făcută de autorități, cum s-ar spune. La Negoiești nu este. Și este adusă la centură. De acolo, la Vișoara, iar e păcat, chiar v-aș ruga să mergeți, fie la Jăvren, fie la Corbu, să vedeți cele două biserici cât sunt de frumoase. Dar la Corbu nu este finalizată, nu e făcută prin afară, nu? Nu este. La, dincolo, la Jăvren. Și-s bani care îți dați din partea primăriei, cu aprobarea locală. Părerea mea, cu un rol important, are și preotul de parohie. Domnul primar, dacă vreți să-mi permiteți, apropo de biserici, la un mic... Nu, gata, hai cu opinie în luminiță, vorbim la diverse. Nu, la băgat încălzirea pe banii noștri. Deci mai trebuie să mai miște și om, nu normal. Să mai poate face, dacă popa vrea. Încălzire vrea. Păi, dar eu mai am făcut noi. Cu central. La mea, dacă popa n-a făcut noi. Că dacă putut, cum am putut? Nu compara o încălzire centrală, o centrală de 30 ceva de milioane și mai dai, zice, arunci 70 și la Bogdana cât trebuie. Un pic. Așa, cu lucrările care s-au făcut la biserică, la Jăvrieni. Am înțeles. Și dincolo la Corbu, care am luat-o de jos. Da, da. Deci, a nu se compara. Nu poți să bagi până am pus la omului ca să faci biserică. Din centrală, cum o spus. Da, din centrală, da. Centrală și la Negoiești se face tot cu contribuția oamenilor. Numai că la Bogdana nu prea vorba mi se dea bani lui el. Aici ce probleme. Da, știți. Aveți cuvântul, domnul Amință. Deci, vă mai prezenta... A fost un raport al Curții de Conturi în 2015. În 2016 a venit la reverificare. Și acum am făcut un raport mic din 2016 încoa, ce s-a... 31 decembrie, ce s-a... Măsurile care s-a... Au fost luate de Curtea de Conturi. A fi luate de Curtea de Conturi. Detalierea aspectelor, rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie, recomandărilor transmise prin scrisoare. Referitor la veniturile cuvenite UATC Ștefan cel Mare din taxa aferentă fondului cinegetic. Primăria Ștefan cel Mare și-a însușit abaterele constatate și în timpul auditului au stabilit și înregistrat în evidența contabilă cu nota contabilă numărul 372, din 3-6-2015, suma de 3.490 lei, bun măsura emiterii facturii 46 din 4-6-2015. Ulterior... Oprește un pic ca să le spun oamenii despre ce e vorba. Deci o taxă la fondul ăsta cinegetic. Este o taxă care ar trebui să o plătească filiala de vânătoare. Ocolul plătește o taxă la primărie pentru fondul de vânătoare care îl are pe raza comunii Ștefan cel Mare, în schimb cei de la filială nu plătesc. Le-am făcut adresă, le-am făcut factură, le-am făcut adresă și, într-adevăr, conform legii vânătorii, motivează să le dăm copii după actele de proprietari la toți deținătorii de teren de pe suprafața comunii. Care face obiectul. Și începe de la podul Ștefan cel Mare, toată partea stângă, dincolo de calea ferată, până la Onești, dincolo de Trotuș, ce este Vișoara, ce este Corbu, tot. Și noi acum, ne-a dat omul în plus, trebuie să o facem. Am pus fetele de la Registrul Agricol să scoată din calculator, după tarlalele respective, toate titlurile de proprietate, așa, și o să facem un tabel. Dar sunt, nu exagerez, cred că
sunt câteva sute, dacă nu peste 1000 de titluri. Dar munca asta este acoperită din valoarea care se va primi de la... Obligația e obligație. Dar munca o facem o dată. Da, și așa, și după aia fiecare an primim taxa. O sumă modică. Din 30 ceva de milioane, doar spus, că 3000 30 ceva de milioane. 3490. Jumătate dăm pe hârtie. Am zis că nu... Dar trebuie făcută, pentru că după aia Curtea de Conturi, dacă vede că noi nu facem treaba asta, vine cu sancțiuni. În Italia, în Franța, așa e. Păi nu faci tu, vânezi unde vrei și când vrei și cum vrei. Nu m-a zis să însușești banii, primăria sau persoana. Dar nu, e legii dată, fiecare proprietar are dreptul să meargă la filială, la Ocol, de exemplu, și să ceară taxă pentru... faptul că vânează pe proprietate. Dar de ce n-ai spus asta că ergăți la vânătoare? A, nu, nu. Eu, spre exemplu, vreau câte un bulan de iepuri, nu da, ai spus. Voi aduceați francieri din Curtii. Am vrea aduce noi. Da, cu coro, nu. Voi aduce regia, că na. E direct București, îi dă. O altă măsură este, sunt veniturile din alte impozite și taxe, taxa, respectiv taxa de firmă, taxe pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități economice. Urmarea extinderii verificărilor s-a constatat și s-a stabilit o taxă suplimentară în sumă de 2039 lei, debit, curent, 1378 lei și majoră 661, fără a se identifica alte diferențe față de cuantumul stabilit de auditori publici externi. Până în prezent a fost încasată suma de totală de 661 de lei de la 29 persoane juridice și persoane fizice, rămânând de încasat o diferență de 1378 lei, debit 854 lei și majorări aferente 524 lei. Cu chitanțele, aici nu vă mai enumăr chitanțele pentru că sunt trecute în raport. Taxa de firmă. Taxa de firmă care se stabilește în societăți. Pentru agenții economice. Atât? Un alt punct sunt... Recuperarea creanțelor fiscale, o altă măsură. Recuperarea creanțelor fiscale de la debitorii aflați în stare de insolvabilitate, lichidare sau faliment. Urmarea extinderii verificărilor s-a constatat și s-a stabilit o taxă suplimentară în sumă de 17.253 lei, din care 16.863 lei debit stabilit impozit auto plus 390 lei majorări, fără a se identifica alte diferențe față de cuantumul stabilit de auditorii publici externi. Referitor la debitul menționat, mai sus, în cuantum de 17.253 lei, datorat de SECE unic general cu asumptor SRL, aflată în insolvență, societatea este aflată, se află în insolvență, entitatea verificată este înscrisă la masa credală cu această sumă. Era în insolvență, acum este deja falimentară. De faliment. Încă în procedură de faliment. Da. O firmă. SECE unic general. Trebuie să stabilesc punctul de lucru. Aici și cine știe pe unde funcționează. Unic se cheamă? SECE unic general. Știi ceva cel mare? Da. Cine a dat autorizație? Că putea să funcționeze fără autorizație. Dar nu are autorizație de funcționare. Păi dacă el a venit și a făcut... Și au scris firma aici. Așa și era deja în... Da, la Registrul Comerț, după cât știu eu, la înființarea unei firme, nu s-a scris dacă n-ai specificat și adresa. Da, și care e problema? Ci, tu dacă vrei să iei pe cineva, nu poți să-l înscrii la tine? Pe câte firme de apartament nu sunt? Da, care e problema? Cu înscrierea firmelor? Asta e o problemă. Un alt punct, o altă măsură este referitoarea la executarea selectivă a creanțelor bugetare. Urmarea extinderii verificărilor s-a constatat că și s-a stabilit taxe neîncasate în sume de 16.238 lei, din care 8.071 lei debit și 8.167 lei majorări, fără a se identifica altă diferență față de cuantumul stabilit de auditorii publici externi. Referitor la situația executării silite a acestor sume, privind un eșantion de creanțe fiscale la persoane fizice neîncasate, din cele 35 de cazuri cuprinse în anexă, s-a încasat suma de 6.299 lei și se continuă executarea silită în continuare. Operatorul de rol, precum și cei trei casieri, au luat măsuri de transmitere a titlurilor executorii către contribuabili, răi platnici și care figurează cu venituri, făcându-se popriri pe salarii, pensii sau conturi bancare. Astea sunt măsurile care
limita posibilităților, dacă conturile care au fost alocate, minime. Așa, da. Discuții, întrebări? Supunem la vot. Proiect de hotărâre numărul 10. Care e pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. La diverse. Vă mulțumesc. Da. Și noi. La diverse? Am nicio ridicare. Problemă. Nici o diversiune, nimic? Nici nu vreau să aud, nici să... Domnul președinte. Da, ai cuvânt. Domnul primar, tot mi-au spus. S-a făcut un moment să plec acum, nu? Știu că vă pic de sens. Nu. Dar nu s-a terminat. La diversi nu e obligatoriu. La diversi nu vreau să aud nimic. Nu mai trece nicio problemă. Vrei să-ți dau că-ți ridic o problemă. Punct din ordinea de zi. Dacă mi-o ridici la filiu, e foarte bine. E punct din ordinea de zi. Să topește zăpada. Vine primăvara când a venit. Transmite primar la diversi despre soc. Da, da, da. Vezi că trebuie să faci un proces verbal în comisie de învățământ. Dar numai tare ești secretar? Nu, nu președintele face. Dar cine e secretar? Poftim? Cine-i secretar? Tu. Nu. Am declinat orice funcție alături de PSD. De cât simplu. Nu poți să-mi asum răspunderea față de PSD. De când te știu, te-ai împiedicat de PSD și uite, tot de el te împiedici acum. Că ai trecut prin toate formațiunile politice și tot nu ți-ai atins scopul pe care ți-ai. Încă mai am una. Și că la toate formațiunile pe care ai trecut, tot în PSD ai dat. Tot în PSD ai dat. Asta e, voi faceți cel mai rău, mai rău țări, cine altceva. Hai, uite la cameră acolo, voi. Vorbești și te imortalizezi acolo, schimbă de pe televizor. Da, da. Eu nu mă las domnul fostul vice. De obicei, când vorbesc cu domnul, mă întreb. Dar eu am cerut voie de la președinte. Eram primul. Aveți cuvântul. Da, ies la Zugârbăvana, iar o să topească zăpada, iar o să fie zare, poate să facem ceva, să vină un specialist undeva, să facem un tub acolo, să duc apă în prăpăcără mășății, cum o numim noi. Am mai spus mereu, degeaba cărăm balastul sau sort, că duce apa la vale. Ați văzut și la noi acolo la poartă, s-a făcut șanțea. A, să nu mai vină pe drumul ăla... Niciodată n-a fost pe drum, deci pe drum, mă rog, s-a stricat. Apa mereu s-a dus de vale, acolo unde stă familia Lazar, era pod. Când a stat Toma cândva. Deci era pod. Pe acolo mergeam în deal de jos, pe pod. Pod de lemn. Exact aproape cum e podul de la Grăbăvara. Trebuie, deci nu zic numai, toată lumea acolo zice că e jale, deci toată apa a venit pe drum. Păcasă din munca care o facem, mereu băgăm, să ducem pe râu. Tot un specialist trebuie să vină să vadă, să ia. Eu cred că tot mai sus, în vârful dealului, în capul exact, drumului. Exact unde vine râu. Și zic și eu, ca idei, tot alea care l-a dus domnul Sălerte, domnul Popa, care sunt acolo la alea de... Carcasele alea de beton. Eu cred că ar merge puse acolo, că nu-i mai dat. Nu le ținem degeaba acolo. Nu, dar nu trebuie nici tub, nu trebuie nimic acolo. Da, trebuie un tub, trebuie țeamă ceva. Trebuie făcut din lung făcut așa o vandolie. Da, domn primar, dar pe acolo trec tractoare, trec căruți, iară las tub. Dar de ce să mai treacă pe acolo? Mai fost șans făcut. Dar de ce să mai treacă pe acolo? Ca să treacă pe dincolo, băi, tractoare și căruți. Da, zi-mi, nu știi. Dacă se face șanța acolo, gata. Facem șanța acolo care se duc la tub. Și nu se mai duc. Se face șanța, dar mereu luați tub. Carcasele alea sunt bune acolo pentru ceva. Sunt bune, sunt mari. Nu pentru acolo, pentru ceva. Pentru ceva, că tot sunt aduse. Tot stau degeaba. Ca de el. Alea să le pui undeva deja la un șanț existent. Nu să-i faci acum o porțiune de șanț. Alea sunt bune să faci un bec și să le pui deasupra. Așa să le acoperi cu pământ. Gravă, faci o gravă pe el. Da, acoperi cu pământ. Faci o hrubă acolo. Da, atât. Ei, apă tot o să mai vină, chiar dacă se face sus acolo, da. Nu mai vine așa mult. Acolo am crescut și am 50 de ani. Deci nu, niciodată nu vreau apă pe drum. Deci nu mai vine, degeaba nu spui tu. Nu prea ai crescut suficient. Da. Au mers. Bună ziua. Sunt într-o ședință acum de Consiliu. Întrebări? Să mă mai trebuie. Bine, bine, bun, mulțumesc. Nu mai sunt de nu trebuie. Noi apa nu... Dacă a terminat, domnul. Eu am terminat, domnul. Trebuie să... Păi nu mai merge pompa 1. Ia acum mai deci puțul ăla cred că are... Nu e o intervenție cu Marin. Și s-a lungit un pic. Și vreau mâncat spaliețe la... Cum? Nisipul. Aveți și aveți firea. Da. Înseamnă că e prea aproape de...
Ce să vă nu, eu vreau să-l menajez. El monopolizează toate. Probabil când o curățat, dacă știa metode de vânătoare și din Italia, îți dai seama că este mult bine. Trebuie să funcționeze cu cupul de asta mamut. Vreau să scoată apa cu nisip. Oamenii plătesc. Și acum știu băieții. Și-a zis că era cam frig. Nu putea să mai întreb acum să vedem ce măsuri au mai luat. Joia. Și atunci era prea frig ca să duc, că o fost o constatat. Nu vreau să termin, nu prima. Nu ajunge la tunica. Dar o să până eu merge. Vreau să întreb următorul lucru. Defrișările începute pe Albia Părăului Bogdana, care au mers până la un loc la Mădeană, mai continuă, da. Mai departe, da. Fiindcă totuși eu țin Albia Părăului Bogdana să fie curățată până în sus la Islanda, acolo de da. Acel tufăriș care da. Este. Da, da. Spații insule pe Milocoanii. Așa. E un lucru bun. Eu am apreciat la timpul potrivit și apreciez acum că s-a făcut lumină, s-a descoperit și de asta m-a interesat dacă mai continuă aceste lucrări. Nu, nu acum. Da, vorbim... Să mai primim la buget acum, vedem un... S-ar putea să mai trebuiască un puț la... Eu cred că dacă nici nu o să reușim să credem la crapul, să renunțăm toate. Da, dar ei nu înțeleagă funcțiune ca lumea, ci înțeleagă în fapt că ei... E cât la cu ești atât de lume. Exact. Ei nu mai bag în bani. A, că s-ar că pompă, o schimbă. O schimbă. Asta e altă treabă. Da, cu pompele. Da, asta nu e o problemă. O chestie, la Emil Morav acolo. Deci la Emil Morav îi spartă iar conducta asta, cu apa... Nouă. Dar era băieții la intervenție, săpau acolo. Au venit astăzi? Bontaș, conduri de Bontaș. Dar o zici cu anulează intrare. Este un acord la cineva acolo și o zici anulează racordul. Dar acolo nu e pe partea cealaltă sau pe partea lui Emil? Partea lui Emil. Și nu e betonat sfanțul? Da. Și? Era să facă. Curge ca lumea, nu? Are câteva zile, 3, 4 zile, 5 zile. Da. Dar e intervenție la asta așa. Deci o parte din oameni vin și spun, bă, că ce, iar ne bagă. Știți cum face Bontaș? Ai indexul de la contor, ai 10 metri cubici, îți mai bagă ceva, nu știi, sunt pierde. Deci el vine și fără voința, omul îi mai bagă un metru doi acolo, sau mai găsești o variantă să-i spună, a, dar sunt pierde. Deci omul zice, acceptăm așa ceva. Păi dar ce variantă are omul? Când el se trezește cu factura în față. Păi, dar este protecția consumatorului. Da, bine. Este protecția consumatorului. Ai factura în care spune indexul, ai apometru în care spune indexul și... Cum ai? Verificați, mai întrebați pe câțiva care se trezesc cu... A, dar știi... Nefăcutele lor le pun da. În seama deci, oamenilor. Neglijența lor... Păi da, că el nu intervine acolo unde este o spărtură la timp. Și sunt își de mii de metri cub care pur. Păi, dar șanțul, dacă el are cât are și purge atâta pe șanț, e debit de apă. Da. Debit de apă. Și se trezește, a, păi, dar știți că, cum acuză, a venit Bontaș la mine, bă, că am furat apă, sau fur apă. Când ai pățit așa ceva tu? Eu nu am pățit pentru că nu consum apa respectivă. Eu am sursa mea de apă. Păi, dar dă-mi un exemplu, că eu dacă vorbesc la Bacău, o să vorbesc cu exemplu. Da. Concret. Nu poți, trebuie să dai un... Găsim variante. Găsim. Nu variante. Nu. Deci la concret. La concret, o să căutăm. Lu Popescu, eu tăiat factură. Mai mult cu un metru cub. Băi, eu am oprit acolo și am zis, ce ați pățit, bă, fraților? Băi, uite, curge apă, s-o spart conducta, dar zic unde, la racordul ăla, e o casă frumoasă, cu e acolo, unde sapă ei. Crainic? Am crainic. Și nu, domnule, ci săpăm și o anulăm, o obturăm. Deci înseamnă să nu-i mai dea apă omului. Dar are cum să nu-i dea apă omului, domnule Irea, cu omul și-a plătit acolo. Poate luau și nu vor să treacă pe unii. Dar și-a plătit, dar dacă ei sapă și-i oprește conducta, că-i face iară. Poate chestia provizorie. Păi până trece iarna, așa au zis. Nu te-a mai sunat din așa. Păi, dar nu, degeaba îmi spui acum, Sorin. În momentul, știi, blocată mașina acolo, dar când, la ieșirii din sat, blocată mașina și atunci să vin și eu și să vină și un reprezentant al lor. Și să stea cu belile încărcate la porțile oamenilor și să nu ia ei cu noi. Dar așa, joia trebuie. Dar așa să faci. Nu, așa degeaba îmi spui. Sau după ce pleacă mașina, degeaba îmi spui. Vorbim discuții. Da. Vine pe acolo, pe omul intră... E bine, tot n-ai intrat.
mașina pe s-a dus și a luat pe râd cu mâine. Cine s-a dus? Zăpare. Care sunt pe mașină? Da, Finicăță care e bugă. Da, dar la noi... A vrut șoferul. Dacă rămân, cine mă trage, dacă se mă acolo, nu, dar la noi... Bine, bine, că era un piață. Acum, dacă ești, dacă tot ai fost să faci sus acolo la mata unde se întoarce. Are un să întoarce tot. Dar nu am vrut șoferul. Domnul președinte. Aveți cum să tăiem copaci? Da. Apropo... Apropo de apă, într-adevăr, porțiunea care ține cu șans pe partea dreaptă în sensul diversului Bogdana, acolo unde s-a mai intervenit sau s-a mai branșat, nu e nici gospodărește, nici omenește. Dacă ai spart șanțul, am înțeles că a avut avizii de la primărie. Îi pune fără înapoi. Dau un exemplu concret. La podul de la biserică de acolo. Da. Păi acolo o spart, băi omule, dar fără înapoi. Am să fac. Au trecut ceva și de acum începe să-l dărămă și celălalt. Uite, acum când dă căldura, să inventariem toate punctele așa, astea. Așa, domnul primar. Așa. Și să facem adresă la cei de la CRAB. Așa. Și să remedieze în urma intervenției. Sigur că da. Și încă s-a schimbat. Am avut destule discuții cu Urgheș pe chestia asta. Da, sigur. Și încă ceva, dar să mă depărtez de subiectul ăsta, că sunt multe de discutat. Costică, sau nu neapărat Costică, reprezentantul...